Salut, eu sunt Ionuț și astăzi revin cu un nou joculeț în... Asta este un joculeț în browser. Joculețul se numește Trucking Sim. Este un simulator de camioane, dar e tip text. Jocul nu este făcut special pentru nevăzători, dar îl pot folosi și nevăzătorii și văzătorii. Eu o să prezint azi cum îl folosesc eu, fiind nevăzător. Deci să începem. O să las în descriere un link către joc. Va trebui să vă faceți cont. O să găsiți undeva pe pagină. Spre exemplu, eu dacă apăs cap acum, am register. Da, dacă dau aici, mă pune să-mi bag nume, parolă și e-mail. Vă va trimite un e-mail. Intrați pe e-mail, confirmați și vi s-a creat cont. După vă dă pe pagina care sunt acum, e pagina principală. Și dacă veți da capa, pentru nevăzător vorbesc acum, trebuie să aveți My Driver. Dați pe el Enter și vă dă pe pagina principală a șoferului vostru, unde v-a spus numele și... La început vă va pune să alegeți un camion. O să aveți undeva, dacă dați L, sau dacă dați capa într-una, o să aveți Purchase Truck. Intrați acolo, vă va spune că puteți cumpărați un camion de categoria 1. Categoria 1 e cea mai slabă, sunt 5 categorii în total, 1 cea mai slabă, 5 cea mai bună. Ca să le deblocați, trebuie să faceți curse și când faceți o anumită sumă de experiență, vă deblochează categoria 2. Spre exemplu, categoria 2 o deblocați la 8500 XP. Eu mă apropii de categoria 3, adică am 22.000, 700 parcă. Acum sunt pe pagina profilului meu. Dau H ca să văd My Driver. Depinde, la unii va trebui să dați pur și simplu H, la unii Shift H. Sau la unii săgeată jos și după Shift H. Depinde de fiecare om în parte. Aici aveți 3 subcategorii. Unele categorii, spre exemplu, My Driver List, spre exemplu, veți avea 3 subcategorii. Ledger, unde vă zice tot ce ați făcut în ultimul timp. Spre exemplu, ați încărcat benzină la, nu știu, preț de 2,65 și ați dat nu știu cât în total. Chestii de genul. Garaj, unde vă puteți... O să intrăm ca să vă arăt. Aici, dacă dați săgeată în jos, vă va spune... Uite, bun venit în garajul Trucking Sim. Aveți un tabel. Mergeți până el și vă zice numele camionului și așa mai departe. Dacă apăsați H, vă zice primul current condition e cât e la sută motorul acum, 75%. Dacă apăsăm H din nou, vă zice cât e după ce îl reparați. Fiecare motor, deci aveți motor, body, adică corpul camionului și roți. Toate trei se face o medie și vă dă viteza finală a camionului. Cu cât sunt mai mari, cu atât mai bine. Primul de sus aveți roțile, nu, motorul. La motor vă zice condiția curentă, condiția după ce le reparați și cât costă. Și dacă dați H din nou, acum vă schimbă la body și roți. Și dacă dați B, astea 3 sunt replace, recap și used, adică roțile care puteți să le cumpărați. Prima recap sau nu, replace e roți de 100%, a doua e vreo 80-70% și a treia used e 50%. Și cu cât e mai sus, cu atât costă mai mult.
Puteți să schimbați culoarea dacă apăsați B în continuare. Change color. Repair all. Astea două, repair și refuel, sunt reparațiile. Prima e să reparați tot. Și a doua e să încărcați camionul cu benzină și să vindeți camionul. Mă duc la lista principală, deci eu merg cu L. Aici nu folosesc asta cu 5. O folosesc pe asta cu 10. Deci prima e My Driver, a doua e Private Messages, adică mesaje private. Bancă, unde puteți să vedeți banii care aveți și cât aveți în bancă și puteți să puneți bani în bancă sau să luați bani din bancă. Și puteți să faceți și un împrumut la bancă. Dacă vă duceți la bancă și aveți, v-am vorbit mai devreme, de subcategorii. Aveți și un chat. Mă rog, aici îi zice CB Radio, dar e chat. Puteți din setări să puneți ce frecvență vreți. Aveți frecvența default, care e frecvența companiei. New users, adică utilizator noi, unde sunt și eu. Și puteți să vă selectați voi o frecvență, 1, 9, 10 și așa mai departe. Rote display, aici e ruta actuală. Dacă nu aveți o rută, o să vă zice set destination sau ceva de genul. Acolo va apare la fel, dacă dați săgeată în jos după ce ați intrat acolo, o să aveți un tabel unde vă zice curent, orașul în care sunteți acum și după orașul unde să vă duceți. Spre exemplu, eu sunt în Billings acum și mă îndrept către Managua, dacă nu mă înșel. Am acolo la curent Billings și mi-aleg Managua, după alt dau T ca să trec în următorul tabel, mi-aleg încărcătura, am doar două, după dau iar T și îmi zice când estimează că ajung, cât XP iau și câți bani iau. Și dacă dau săgeată jos, o să am un buton, sau pur și simplu dați B, în care îmi spune Begin Route sau ceva de genul. View my company, aici vă vedeți compania. Recomand la început să intrați într-o companie, faceți bani mult mai ușor și experiență mult mai ușor. Adică cred că fiecare companie are câte un buletin și la buletin acolo o să aveți un tabel și o să aveți în tabelul ăla contract update și acolo vă zice ce contracte să faceți. Adică dacă sunteți în Dallas sau vă duceți în oraș Dallas, să luați din Dallas către Las Vegas să duceți apă sau pământ sau mai știu ce, vă duceți la set destination acolo, luați Dallas, selectați finalul Las Vegas, vedeți că o să aveți acolo și opțional stop, adică optional stop. Acolo nu setați nimic, n-are rost, e doar distanță mai multă, benzină cheltuită degeaba și n-are rost. Contract sistem, aici intră doar liderii de companie, deci nu ne... My stock și stock bank e pentru cei care cumpără acțiuni. După le vând cu un preț mai mare. Eu nu am cumpărat, deci nu știu cum funcționează. Setări. După ce vă cumpărați camionul, să aveți purchase items. Puteți să faceți camionul să consume mai puțină benzină, să meargă mai repede și așa mai departe, să care mai mult. Eu acum merg în capa. Și aici aveți toate camioanele la track lot. După aveți să vedeți toți șoferii, toate companiile, toate orașele, vremea în acele orașe. În mare parte nu e cine știe ce de prezentat. Acum o să mă duc la road display.
Adică dau shift K. Mă duc aici. Aici n-o să, dacă apăs H, n-o să se întâmple nimic. Voi da G. Și îmi zici ERC grafic. Nu știu cum e pentru cei văzători, dar așa îl folosesc eu. Și aici dau săgeată jos. Curent roll. Și am făcut 24% din ruta respectivă. Dau săgeată jos. Edit 96. Adică asta e viteza cu care pot să merg maxim acum. Dar puteți, ca să ajungeți mai repede, apăsați Enter și bag 101. Orice viteză vă dă acolo, puneți plus 5 peste, adică 96 plus 5, 101. Apăsez caseză în asta și apăs B. Shift G ca să mă duc de nou la R. Eu cam condus 101 km. Uite, asta cu exhaustion level. Jocul este făcut să nu stați non-stop, să așa. Faceți, e pe pași, să zic așa. Spre exemplu, eu tocmai ce am făcut un pas. Sunt 10 pași în total. O puteți să vedeți, spre exemplu, dacă mă duc tot în jos. Apropo, mai devreme v-am spus în garaj, repair și să reparați și să reîncărcați tirul cu benzină. Alea puteți să faceți doar dacă compania voastră are un terminal în orașul în care sunteți, dar nu trebuie să fiți într-o rută. Deci trebuie să fiți în oraș, să nu aveți rută. Dacă sunteți într-o rută și vă avertizează că nu mai aveți benzină, încărcați de aici. Uite, avem, dacă dăm, deci avem drive, unde am dat mai devreme, refuel și repair. Adică reîncărcați benzină și reparați. Aici o să vă iau bani mai mulți. Dacă sunteți într-o companie și reîncărcați de la terminale, vă ia, spre exemplu, dacă vă ia 500 ca să reîncărcați tirul, de fapt vă va lua 300 că sunteți într-o companie. Ne ducem în tabel. O viteza limită, eu merg în tabel cu control alt săgeată jos. Water speed, adică viteza recomandată pentru vremea care e afară. Exhaustion level. Aici e pașii. Cum am spus, recomandat, puteți să treceți și peste 100. Dar dacă treceți peste 100, maxim 110, dacă ați trecut peste, vă ia 0,5 XP. Adică să zicem că aveți 1000 XP, vă ia 0,500 XP. Plus bani mulți și nu se merită, mai ales dacă sunteți la început. Faceți 10 pași la fiecare fix, la ceas, deci la fiecare fix vă reîncarcă câte 1, adică câte 10. Spre exemplu, la mine ceasul este 11.22 dimineața, la 12 mi se face 90. Intru, mai fac un pas, înțelegeți? Body condition. M-am explicat în garaj ce și cum. Aici am zis orașul de unde plec. De Billings. Și mă îndrept către Managua, Nicaragua. Distanța totală 4.285 km. Distanța rămasă, deci am 4.285 km total. Și mai am 3134 de km. Prețul benzinei, dacă reîncarc de aici, deci dacă mă anunță că nu mai am benzină, trebuie să reîncarc de aici și mă uit la preț. 3.75. Cu cât e mai mic aici prețul, cu atât e mai bine.
Cel mai mic mi se pare că e 250 MPG. Aici e... Uite, eu am 3,4 stop, adică 3 litri, 3,4 litri per kilometru. Cu cât e mai mult aici, cu atât e mai bine. Aici e câtă benzină poate camionul meu să țină. 874 plus 50, aia 50 e un item care l-am cumpărat, care îmi dă 50 de galoane în plus. În litri asta ar veni undeva la 100 și ceva de litri. Current fuel, asta e câtă benzină mai am acum. 725 litri și îmi zice și cât mai am la 100. Câți bani iau la final. Și start time îmi zice la cât am pornit și când estimează ei că ajung. De preferat, adică de preferat, e să ajungeți înainte de timpul estimat de ei, pentru că dacă trece și un minut, vă pune ca întârziat și vă ia din bani. Și nu e bine. Dacă aveți întrebări, îmi puneți acolo în comentarii și eu vă încerc să vă răspund. Cred că sunt aproape sigur că am ratat ceva. Eu am prezentat pentru nevăzător tastele care le folosesc. H, câteodată, nu mereu. L, pentru liste. K, sau Shift K, sau L, sau Shift L. G, în unele de astea. T, pentru tabele. Ce mai am? Și cam atât. Și B, câteodată. Asta e doar un episod pentru că nu pot să fac aici, n-am ce să... Dar am zis să prezint joculețul ăsta pentru că, mai ales pentru nevăzători, e un loc unde poți să-ți pierzi timpul. Adică eu l-am salvat la bookmark și intru și mai am un joc în browser, Torn City, dar ăla o să vi-l prezint altă dată. Cam atât. Sper să ne auzim în videoclipurile viitoare. La revedere!